am făcut o unitate, o care ar fi amestecul, n-are importanță. Am creat ceva special, asta e punctul meu de vedere. Și voi, ca toată lumea, să-și ia seama. Și am spus și alții, nu trebuie adia un lucru terminat, o uzină sau așa ceva. Tot ce trebuie bine studiat de creierul uman care a fost capabil să o facă. Asta este partea mea. Și intelectualitatea noastră tehnică este capabilă să o facă. Nu, dar cum nu? Nu, dacă noi te uiți bine, în toate branșele suntem în cap. Până sculptura cu Brâncuș, sculptura este cu Grigorescu, care a fost creat, cu savantul Panda. Da, sunt așa de mulți. Nu știu, doctor, știi că a fost operat în America? Mă pomenesc că mă duc într-o sală și sala îi zice Babes. La Chicago. Acum când a fost domnul Marea Mănescu la Chicago, l-a făcut cetățean de onoare. Apreciat da. Și numii de zilele noastre de acum de români. Da, cum nu, doamne? Creatori în tehnică. Absolut, în toate direcțiile. Și crede-mă, de dacă am avea, n-am trecut așa de repede, de la, să zicem, la o situație feudală, la o situație democratică, am fi, n-am fi, dacă n-am fi așa de grăbit, n-am fi departe. Am mers cam iute. Marie Coandă a reușit astfel, cu ironia academică și de la înălțimea demnității și vârstei sale, să evite înjosirea prin elogierea dictaturii comuniste. La 6